alte întrebări legate de coerența mesajului. Țin de faptul că la Shanghai ieri au fost prezenți și sportivii care au făcut parte și din campanii precedente de turism, anume Hagi Comăneci și Ilie Năstase. Nu e o lipsă de imaginație să revină ei în prim plan? Nu știu cum să calific treaba asta. Ei sunt personal, o părere personală, nu ne-a întrebat nimeni pe noi pe cine să ia în delegație la Shanghai. Cred că ei, fiind protagoniștii ultimei campanii de promovare a turismului de anul trecut, cea din Franța, de perioada Roland Garros, sunt cei mai proaspeți în mintea consumatorului ca asociatori de imagine. Nu-mi dau seama de ce i-au luat. Asta e singura explicație pe care eu pot să o dau. Mai mult, da. Ce vă spune felul cum a acționat ministerul în... cum au acționat ministerul și prestatorul în cazul comunicării pe internet, având în vedere povestea înregistrării domeniilor legate de brand și slogan? Și eu cred că iarăși e timpul care a lucrat împotriva acestui proiect. Pe de altă parte, și nu e o rușine, cred că ministerul ăsta și-a asumat un lucru extraordinar, dezvoltarea acestui brand. E prima dată în România când o structură, și am să o spun până obosesc, pentru că este de apreciat că o structură publică își asumă un astfel de proiect, pe de o parte. Pe de altă parte, este de apreciat că o structură publică își cheamă consultanții, industria, mediul privat, ca să poată derula proiectul și transparent și profesional. Întorcându-mă la ce spuneam cu înregistrarea, cred că nici ei nu s-au așteptat la amploarea unui astfel de proiect. E normal să existe scăpări. Ceea ce mi se pare mie într-adevăr o problemă este cum de a transpirat acel slogan în așa fel încât să poată fi înregistrat de o altă persoană care teoretic nu avea legătură cu ministerul. E clar că există fisuri pe undeva. Da. Ele și-au făcut efectul, s-a văzut. Pe de altă parte, totul e bine când se termină cu bine. Am înțeles că au dat-o la pace, nu știu, amănunte. Nu, nici. Dar oricum, overall, timpul e cel care le-a adus toate neajunsurile astea. În opinia voastră, care sunt cele mai bune lucruri, care sunt lucrurile bune legate de ceea ce a fost prezentat ieri? Primul că există. Da. Și în al doilea rând, părerea mea, e prima dată că s-a construit un brand de turism care nu a fost construit prin niște preșune de grupuri de interese care vor neapărat că, de exemplu, Litoral va fi promovat. Nu, dar s-a uitat foarte obiectiv la ce șansă avem că România să atrage un anumit publicul țintă în țara noastră. Și cred acolo au reușit, au determinat un publicul țintă care este într-adevăr interesat în România, dar nu neapărat în Litoral sau în București. Și mă bucur cel puțin că acum avem un brand de turism foarte bine pus la punct și foarte clar. Ce urmează acum? Elementele au fost prezentate la Shanghai, elementele, nume, slogan. Ce va fi de acum încolo? În mod normal, după prezentarea elementelor grafice, sau asta, ar fi trebuit să vină la pachet cu o strategie de comunicare foarte, foarte bine închegată, în care să ni se spună, pe lângă faptul, ăsta-i logo, ăsta-i sloganul, pentru asta, în asta credem toți, și începând de mâine, vom face 1, 2, 3, 4 pe direcții strategice, fiecare detaliată într-o tactică sau în mai multe tactici care să-și atingă obiectivul. Asta ar fi fost în mod normal. La fel revin și spun că nu pot să-i judec pentru că n-au de unde să aibă experiență cu astfel de lucruri. Noi le-am spus că e bine să se gândească. Sunt convins că au gândit și au început să lucreze. Nu știu în ce stadiu e această strategie, dar ea clar trebuie să existe. Clar trebuie să înceapă comunicarea susținută a acestui brand. Pentru că dacă l-ai
și rămâne un simplu desen și patru cuvinte, cum îl simplifică multă lume, n-am făcut nimic. Abia atunci cei 800 și ceva de mii de euro vor fi bani pierduți. Dacă cu brandul ăsta nu se întâmplă o campanie foarte repede și foarte coerentă și foarte clară și care să convingă, abia atunci vor fi bani pierduți. Deocamdată sunt bani bine investiți. După întreba un cititor în discuția online, există reacții în presa internațională pe care le-ați văzut? Unul din răspunsuri a fost probabil nu. Răspunsul meu. Nu, hai să fii serios. Nu cred că, pentru presa internațională, faptul că România a lansat un brand de turism e un mare lucru. Când ar trebui să fie relevant? Poftim? Când ar trebui să fie pentru presa internațională relevant? Știi când? Când o să vadă, serii de documentare pe National Geographic, când jurnaliștii persoană fizică, în concediu fiind, o să meargă în aeroporturile lumii și o să se lovească de Explore Carpathian Garden, când toată presa o să aibă, toată presa de specialitate o să aibă materialele publicate deja, atunci și jurnaliștii de știri sau din alte domenii. Și ca oameni care ați urmărit întregul proces de alegere a prestatorului, când ar trebui să se întâmple de acum încolo? Ieri. Da. Ieri. Într-adevăr, da.